Este zi de sărbătoare, e zi de bucurie, e o zi în care în familia Nicula, Mădă și Patrick e sărbătoare. Pentru prima dată au venit cu bebelașul lor, cu Ariela, cu o fetiță, a treilea copilaș, să-l închine Domnului, să fie înălțate rugăciuni pentru această fetiță. Nimic nou sub soare, ce s-a întâmplat acum 2000 de ani. Vă dați seama, lucrările Domnului rămân peste 1000 de ani. Lucrările oamenilor se nimicesc. Domnul Iisus lua copilașii în brațe, îi binecuvânta, își punea mâinile peste ei, au trecut 2000 de ani și se repetă același lucru, într-un context în care se predică cuvântul, în care se înalță rugăciuni, părinții își aduc copiii să fie binecuvântați de Domnul și să fie închinați Domnului. Cu această ocazie spunem și musafirilor care sunt împreună cu noi un bun venit, și anume doi tineri, unul din Perth, Phineas Cornea, și Timotei Drăgan din Melbourne. Domnul să vă binecuvânteze, vă rog să vă ridicați. Sunt împreună cu noi, ei ne aduc un salut din Apocalipsa 22:7 și din Evrei 12:14 și dorim cât mai stați aici la Brisbane, băieți, să aveți zile frumoase și binecuvântate. Mai avem în mijlocul nostru o familie, Eugen și Geta Tudor, sunt părinții lui Elisei și a lui Denisa, copiii noștri pe care voi îi cunoașteți, pe Denisa, pe Elisei. Părinții au venit să îi viziteze, ei sunt veniți din Constanța, vă rog să vă ridicați. Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi și să aveți în familie, în biserică și în Australia zile frumoase și zile binecuvântate. Mulțumesc, ocupați locul, fratele Eugen la momentul potrivit va avea un salut și sora Geta o poezie. Vreau să mai întreb dacă mai avem musafiri printre noi. Spunem un bun venit și familiei Beck, Petre și Ligia, au venit împreună cu fiica lor, cu Petra și nepoata lui Petre și a lui Ligia, Kitty. Sunt veniți din Viena, din Austria, cred că da, de la Biserica Elim, oare? Elim, de la unde e fratele Ionel Vlas, pe care unii îl cunoașteți, vă rugăm să vă ridicați. Sunt pentru prima dată în Australia, rudenii cu familia Pumnuț și cu Simida, să vă binecuvânteze Domnul și pe voi, fetelor, pe tine, Ligia și Petre, și să aveți zile frumoase și de neuitat aici în Australia. Mai este și familia Căruntu, și George și Dina, vă rugăm să vă ridicați, da, într-adevăr, au fiica, ginere, rudenii de aproape, de gradul întâi, veniți de mai multe ori aici, oricum vă zicem un bun venit și să vă simțiți ca și în România. Domnul să binecuvânteze toți musafirii pe care îi avem astăzi și nu mai ridic în picioare pe Ariela, ea e venită pentru prima dată printre noi, Domnul să o binecuvânteze și astăzi împlinesc dorința familiei, care de fapt e biblică, e și dorința Domnului să am o predicuță despre binecuvântare, creșterea copiilor. Mai avem în mijlocul nostru o familie misionară, un prieten de-a unor tineri de-ai noștri, ei sunt veniți din Vanuatu, misionează în Vanuatu și este vorba de familia fratelui Cristian, vă rog să vă ridicați.
E la copisoția. God bless you. Fratele Cristian, în partea finală va avea ce Domnul i-a pus pe inimă și tuturora vă spunem să aveți o inimă bună și zic bucurați-vă și iarăși bucurați-vă și nu dați voie nimănui să răpească bucuria din inima dumneavoastră. Acum, înainte să am un cuvânt pentru creșterea copiilor, pentru părinți, pentru mine ca bunic, aș dori să cânte corul și apoi Simida o cântare și apoi ascultăm un cuvânt și mă voi ruga pentru micuța Ariela. Așa de mult tot cerul n-ar putea să-ți spună de plin recunoștința mea că tot ce sunt și ce voi fi de-a purul e darul tău divin. Oh.
Cel ce stă sub ocrotirea celui preanalt zice despre Domnul: El este locul meu de scăpare și cetățuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred. Și acolo spune că El te scapă de ciumă. Și acum toată lumea e speriată de coronavirus. Și cuvântul acolo spune să nu te temi, nicio nenorocire. Nu te va ajunge. Fiindcă mă iubește, zice Domnul, de aceea îl voi izbăvi. Cântare inspirată din acest psalm. De vrei să locuiești în permanență sub ocrotirea celui prea înalt. Trăiește-ți viața sub a sa prezență, e unic adăpost cu adevărat. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zece mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zece mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Proclamă neîncetat, mărturisește că Dumnezeu e turnocrotitor. Te-ncrede în El mereu, te odihnește la umbra Lui prin zborul lanilor. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zice mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zice mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Păzește-a Lui porunci cu adorare, că doar așa din inimă-L iubești. Iubindu-L îți asigură scăpare, când vrem de strânturare o să întâlnești. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zice mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zece mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Valurile vieții nu te teme, de la-i pe Dumnezeu ți-e de ajuns. Te va acoperi cu asale pene, sub aripile lui vei fi ascuns. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zece mii la dreapta de oricădea, nici moartea, boala și nici vreo urgie de tine nu se vor apropia. Chiar dacă lături vor cădea o mie și zece mii la dreapta de oricădea,
și nici vreo urgie de cordul tău nu se va apropia. Amin. Amin. Cea mai eficientă, cea mai puternică, cea mai sigură investiție în ziua de astăzi este investiția în copii și în tineri. Și dreaptă era vorba aceea că mântuiește Domnul un bătrân, mântuiește un om. Dar că mântuiește Domnul un tânăr, mântuiește un om și o viață. Tânărul acela are o viață înainte. Cel în vârstă e mântuit, dar viața a rămas în urmă. De aceea, chemarea părinților, chemarea bisericii, este investiția în copii. Și pentru dimineața aceasta, nu numai pentru Patrick și Mădălina, ci pentru toți care doresc să asculte, doar dintr-un singur verset pe care l-am citit, Proverbe 22:6. De ce trebuie și mamele să fie pline de Duhul Sfânt? Ele nu predică. Cam auzit spunându-se, stăruință, botez, umplere, pentru proroci, pentru evangheliști, pentru păstori, prezbiteri, pentru bărbații, dar și pentru creșterea copiilor. Duhul Sfânt împreună cu Evanghelia e cel mai mare profesor. Maria, plină de Duhul Sfânt, Elisaveta, plină de Duhul Sfânt, au crescut doi copii minunați, pe copilul Iisus Hristos, pruncul, creștea, nu numai în statură, dar și în înțelepciune și în pricepere și era plăcut întâi înaintea lui Dumnezeu și apoi înaintea oamenilor. Elisaveta, o femeie, o mamă, o soție supusă, ascultătoare, peste care a venit Duhul Domnului la urarea Mariei, plină de Duhul Sfânt, a crescut unul din cei mai mari oameni născuți din femeie. Ei au fost copii, ei n-au crescut singuri, ei au fost crescuți. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Din acest verset se poate scrie o carte cu 7 capitole, cel puțin 7. Învață, de aici poți să scoți o predică, un capitol, pe cine, pe copil, 2, 3, ce să-l înveți? Calea, cine-i calea, ce-i calea? 4, trebuie, nu dacă vrea copilul, lasă-l singur să-și formeze singur caracterul, lasă-l să aleagă el calea, wrong, diavolește. Nebunia e legată de inima copilului, tu trebuie, nu ce zice... Da, nu mă opresc, 4 parcă am zis, s-o urmeze, cuvântul urmeze. Și apoi, când va îmbătrâni, adică va crește, altă predică, alt capitol, nu se va abate alt capitol, deci cel puțin 7 capitole. Sunt bune conferințele cu mamele, cu copiii, convențiile. Sunt bune bibliotecile. Dar numai cărțile din ele scrise, bineînțeles, de cei care au copii și călăuziți de Duhul, pentru că sunt cărți din fire, bune, dar din fire, predici din fire și cântări prin Duhul, predici prin Duhul
și una pătrunde și străpunge, iar alta, eventual, mintea ți-o delectează și te impresionează și atâta ține. De aceea, nu disperați! Acum 40 de ani, părinții noștri n-au avut biblioteci, n-au avut conferințe, n-au avut așa mai departe, dar au crescut copii în temere și în frică de Domnul, rar copii care... Cât e o aie neagră mai sărea gardul, spunea fratele Petru Popovici, am păstorit în Arad sute de oameni pe o lungă durată, în toată perioada, în vremea aceea, n-am avut niciun divorț în familie, în afară de unul singur, un securist, strecurat de comuniști în biserică, acela a divorțat. Oricum, nu putem neglija părinții, bunicii, strămoșii, chiar dacă nu aveau telefoane, cărți, filozofie, conferințe, mă repet și nici nu mă gândeam să spun, Duhul Sfânt e profesorul profesorilor și te va învăța cum să crești copiii în frică și temere de Domnul. Sunt bune ambalajele, sunt bune, nu neg, nu alung, nu mă dezic de tot ceea ce înseamnă mult, mă rog, care sunt bune, dar centru, secretul, învață pe copil, pe copil, nu pe adolescent, nu pe preadolescent, nu pe tânăr, învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și ca să mă înțelegeți, vă dau un exemplu foarte simplu. M-a învățat Domnul o lecție pe pielea mea, o lecție mare. M-a chemat cineva să ajut la turnarea unui driveway, mă rog, trotuar și altceva pe lângă casă. Mai erau doi cu mine, cu lopata și cu roaba și unul era meseriașul. Și a venit mașina aceea cu betonul moale, bun, așa mai departe, să-l toarne și se spunea că e plătit la oră și să nu plătim mult, toarnă, 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 grămadă. Și-o turna, și-o turna, și-o turnat și cifaia a plecat. Și am rămas trei oameni cu meseriașul patru. Și dă-i cu lopata, foarte ușor se lucra, avea și o lopată din aceea șmecheră, din așa, nu mă împingeai, nu mă te jucai, nici nu era nevoie de trei oameni, era ușor, ușor să-l, din grămada aia, să-l manevrezi și să-l pui la locul lui. Dar unul a dispărut, a zis că are o programare. O mai trecut un pic de timp și ălalalt nu știu ce grabă și-o dispărut și am rămas eu cu meseriașul. Meseriașul își vedea de treaba lui în capăt, acolo să scoată drept, să astupe gropile și să sclivisească, să iasă frumos. Și dă-i Nelu la lopată și-a fost fain, dar parcă lopata mergea greu și timpul trecea și mergea și mai greu. Și grămada aia parcă nu se mai termina și încercam și transpiram și eram obosit. Să uita meseriașul, vai de noi, niciodată n-am pățit așa, noi rămânem cu betonul aici. Dă-i, împrăștie, eu nu pot să las acolo, împrăștie. Și numai nu mai mers cu lopata, ce să fac? Ia târnacopul și am luat târnacopul și am dat ud din cap până în picioare și litri de apă și bătături în palme, dă-i cu târnacopul și cu un pic de apă să moi și în final și după mare greu și mare luptă și o trudă și un chin și transpirații și sudoare și așa mai departe, în final am terminat.
mor de obosit cu ultima sticlă așa rece, Duhul Sfânt m-a învățat o lecție, învață-l pe copil. Când e copil, e copil, mintea e curată, banda e curată, copilul ascultă, are temere, are respect de părinți, e copil, deasupra lui e autoritate, e copil. Învață-l, are memorie, are inteligență, are curiozitate. Când e copil, e burete, e sucativă, e copil. Pe copil învață-l. Să nu treacă timpul, să nu treacă vremea, că se întărește betonul. Știi cum sunt copiii? Sunt ca betonul ăsta moale. Așa să-ți imaginezi. Și eu vă pun imaginea aceasta în mintea dumneavoastră. Când vă gândiți la copii, gândiți-vă la un beton foarte moale. Și dacă nu-l învățăm pe copil și devine tinerel și devine adolescent, începe să se întărească, începe să aibă rebeliune, neascultare, nesupunere, să acumuleze din afară. Diavolul pune în pământul nesemănat, pune neghină, pune sămânță rea și va fi greu. A mers o mamă, de când să încep educația copilului meu? Și a fost trimis acasă de rabin, du-te repede, du-te repede! 3 ani deja ai pierdut din viață, du-te repede acasă și pune mâna și învață pe copil! La bătrânețe eu, cu ochelari în buzunar, am uitat că s-a ieșit și m-am dus la mașină să-i caut. Dar copilul ține minte, la 62 de ani greu învăț engleză, versete biblice, dar copiii, învățați-i versete, cântări, rugăciuni, întrebări, răspunsuri. Și când vă vor întreba copiii voștri, ce însemnează aia, ce însemnează aia, ce înseamnă 100 de întrebări pe zi, răspunde-le, 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 nu pleca ca și prietenul meu la nu știu unde, nu te schiva, nu lăsa să treacă timpul, se întărește betonul. Și mai târziu cu lacrimi și cu picamărul și cu zile de post și cu bilete la amvon și cu multe altele va fi greu și numai mila și îndurarea lui Dumnezeu mai sparge inima de piatră care nu se mai sfarmă odată cu toate predicile și cu toate lacrimile lui mama și a lui tata și cu toate învățăturile repetate la infinit. E betonul greu, e inima începe să se împietriască, trebuie târnăcop, trebuie eforturi duble. De aceea învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. E adevărat, sunt și excepții și nu intru în taina excepțiilor, pentru că am văzut oameni mari și grei, evangheliști, predicatori, păstori, cu un caracter special și deosebit și au avut probleme. Ori cu un copil, ori cu o fată, o mai sări gardul, dar mai târziu o venit înapoi și așa mai departe. Nu intru, eu nu apăs nicio inimă, nicio mamă, niciun tată. Pe mine m-a învățat Domnul în 62 de ani să nu jignesc, să nu judec, să nu condamn, să nu acuz și să mă plec la cel căzut. Și până sunt șanse, și până se mai poate, și până mucul nu-i stins, și până trestia nu-i frântă, Domnul are gânduri mari
Domnul să ne întărească pe toți. Așadar, Patrick și Mădă, copii, e betonul pe care îl aveți în familie să-l turnați în diferite forme. Dacă vrei pătrate, dacă vrei dreptunghiuri, dacă vrei, cine știe, 1100 de forme, poți să torni. Eram pe avion. Tot avionul deranjat, erau doi băieți, plângeau, strigau, urlau, se băteau. Mama obosită, stresată, îi împingeai, trăgea, striga, bai mai și urechea. Tot avionul era cel puțin în zona lor și eram chiar lângă. Și nu am înțeles, o mamă obosită, dacă știam să-i vorbesc. După ce ne-am săturat toți de băieții aceia doi, în fața ei s-a ridicat așa o doamnă de vreo 40 de ani, așa mai slăbuță, interesantă la fizionomie, s-a ridicat în fața copiilor și în câteva minute s-a făcut liniște, tăcere, copiii râdeau, copiii tăceau, au început să-i cap. Teze, făcea diferite gesturi, punea mâna la ochi și le zicea și lor să pună, ei puneau mâna, punea mâna la cap, avea ea anumite gesturi frumoase, i-a captat pe copii, ce făcea ea, făceau și copiii, avea un zâmbet, o seninătate, am zis, asta e plină de Duhul Sfânt, altfel nu se poate. Asta e o creștină, asta știe să crească copiii, asta știe cu să-i intre în substratul și i-a liniștit și n-au mai plâns copiii, dar a durat minute în șir multe, poate mult, nu vreau să apreciez, să nu greșesc, dar așa i-a capturat și a știut ce să facă cu copiii aceia. O, compătimesc și mă rog, dacă sunt mame obosite, stresate, tați nervoși, duri, agitați, obosiți, flămânzi, neîmpliniți, nerealizați, cu visuri și idealuri sfărâmate, atenție, oprește-te, ai genunchii slăbănociți și mâinile obosite, fă o schimbare, o schimbare totală. E nevoie Domnul să te întărească, să te umple cu putere, să-ți dea liniște și pace. Într-o zi ne-am adunat-o și erau toți copii, o gălăgie, o agitație. Ce mi-a trecut prin minte? I-am luat pe toți nepoții și i-am dus în cameră. Și am zis, strigați acum cât puteți. Și au început să strige toți, numai că parcă se clătina candelabru, să strige. Stop! Acum haide să cântăm o cântare. Copiii au cântat cântare, cum o știu ei, de la școala duminicală. Apropo, atâtea motive că e bună școala duminicală. Și gata, o termina cântarea. Haideți acum să ne rugăm. Și s-au rugat. Acum ne jucăm jocuri din alea, fără fir, cu copiii. Râdeau, era liniște. Am terminat cu jocurile, am început cu altceva. Iară cum ți se aprinde beculețul la bordul mașinii, iară mi s-a prins un beculeț. Știi ce fac copiii? Ce faci tu cu ei? Cum îi torni, cum îi educi, cum îi direcționezi? Așa fac ei. Dacă le-am spus să strige, o strigat cât o putut. Dacă i-am condus să cânte, o cântat. Dacă i-am condus să se joace, s-o jucat. Dacă i-am condus să facă altceva, au făcut ce am spus eu. E ca un beton, ca o plastelină. Copiii sunt maleabili. Cu copiii poți să lucrezi. La copii poți să le așezi în minte pentru totdeauna legile și poruncile Domnului și mulți mărturisesc
că și-aduc aminte, e adevărat, mulți care nu aveau părinții credincioși. Pentru aceștia, școala duminicală a fost părinții lor. Și și-aduc aminte de întâlnirea cu Domnul. Și și-aduc aminte de momente în viață. De aceea, învață pe copil cuvântul copil. Ia seama, citiți cartea Proverbele și veți vedea două categorii de copii, să zic, sau tineri, și anume, la un moment dat, părinții dau porunci, îți poruncesc, fiule, dar de la o vârstă oarecare nu-i mai poruncă, e sfat, e negociere, dacă vei cu tare și cu tare, vei primi, ți se va întâmpla, vei fi. Eu pot să-i poruncez la Mădălina. Păi să ia Patrick de mine, stai un pic, cine-i capul, eu sau tu? Nu s-a luat, ești mai bun prieten cu el. Niciodată un schimb de vorbe n-am avut. Slavă Domnului pentru aceasta, dar eu nu-i mai poruncez, e fica mea. Am crescut-o și eu și Simida. Eu îi dau numai sfaturi. Dar când a fost de 10 ani, i-am dat porunci și poruncile nu se negociază. Nu negociem cu copiii. Porunca e poruncă și rămâne poruncă. Și în ele poruncile au putere, deoarece nu sunt poruncile părinților, sunt poruncile Domnului. Și în cuvântul Domnului este putere și puterea lucrează în copiii noștri. Mă gândesc să mai spun măcar un gând. Învață. Ce să învățăm? Am citit în Biblie și am studiat despre zid sau gard, ziduri. Vorbește Isaia capitolul 5, vorbește Psalmul 80, se vorbește în Vechiul Testament și în multe locuri despre gard. Și știți ce spune Eclesiastul 10:8? Partea a doua ne interesează, nu prima, deși e adevărată. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea. Și cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Cine surpă un zid va fi mușcat de un șarpe. Și în Proverbe 24:31, iară partea a doua. Și zidul de piatră era prăbușit. E vorba de familie. În Proverbe, unde zidul era prăbușit. Și în Genesa, unde Domnul a lăsat familia, a făcut un zid și le-a spus să mâncați din toți pomii, dar din, până aici e zid, să nu treceți peste zid, că vă mușcă șarpele. Și acum scurt, fiecare familie, și Patrick și Mădă, și eu și tu trebuie să avem zid. Și zidul e făcut din cărămizi. Să avem gard în jurul familiei, cum era gard în Isaia 5, în jurul națiunii lui Israel. Dar națiunea poate fi comparată și cu familie. Și micuța familiei biserică, și biserica e o mică familie sau mare. Ce este zidul? Și mă rog să aveți zid și știu că aveți, dar țineți la zid. Nu-l mutați, nu-l dărâmați, că se întâmplă ceva. Mușcă șarpele. Și se mai întâmplă ceva, Isaia 5 și Psalmul 80. Vin trecătorii dacă nu este zid. Și trecătorii nu-s altceva. Învățături, erezii, datini, tradiții, obiceiuri, culturi și tot ce vrei.
O trecut una, vine alta, o trecut una, vine alta. Modă, o trecut o modă, vine altă modă, trecătorii. Și erezii, tot felul de erezii, din punct de vedere spiritual. Cine n-are zid, trecătorii, spunea Domnul prin Psalmul 80 și Isaia 5, trecătorii trec prin grădină, trec prin familia ta. Dacă nu-i zid, dacă nu-i gard, trec și numai cărării fac în familie. Dar mai vorbea Domnul poporului și familiilor de zid, comparându-l. Și spunea, dacă nu e zid, dacă e prăbușit, mistrețul intră în grădină și el nu ia ca și capra florile și frunzele, el merge la rădăcina pomului și copilul tânărul se usucă, se usucă, se usucă. Nu știi de ce, nu știi de ce, nu știi de ce. Caută la rădăcină, rădăcina nu se vede, caută, n-ai avut zid. Și-o intra mistrețul și-o scurmat la rădăcină și se uscă tulpina, dar nu numai mistrețul, și vulpea și animalele sălbatice, spunea Domnul. Dacă-i zid, ele nu intră. Dacă-i zid, trecătorii nu pot să intre. Și acum închei spunând ce este zidul. Eu am căutat în Scripturi, în Psalmul 119 și în multe locuri. Știți ce este zidul? Legile, poruncile, învățăturile, îngăduințele, avertizările, mustrările, principiile, toate acestea sunt un zid. Dar peste mustrări, disciplinări, legi, porunci, binecuvântări, făgăduințe, îngăduințe și toate acestea trebuie peste ele. Mie îmi place prăjitura aia, nu știu, eclerul, da? Mă mai duc prin shop, singura prăjitură, deasupra-i ciocolată. Surorile fac prăjitură și toarnă glazură, așa-i zice, în sfârșit, peste toată problema aia. Mustrări, învățături, legi, porunci, da, dar turnate peste toate dragoste, amestecate ca salata de biof. Unde-i duritate, asprime, lege, poruncă, fără dragoste, ești vechi testamental, ca și Ilie, tună și fulgeră. Dar unde-i dragoste, acolo funcționează și legea, și porunca, și învățătura, și mustrarea, și avertizarea, și disciplinarea. Acoperite cu dragoste funcționează, dar și făgăduințe, și promisiuni, și răsplătiri, toate acestea le-am găsit în Biblie și mă opresc la aceste gânduri, la aceste idei, nu numai pentru voi le-am avut, pentru mine, pentru copiii mei ceilalți și pentru toți. Domnul să ne dea putere, să ne creștem copiii în frică și temere de Domnul și nici o unghie să nu rămână pe pământul acesta. Patrick știe, Alex știe, eu știu, venim din Myanmar, mi-o plâns inima om 9 zile și mie și lor, ne chemau pe la orfan, ne chemau pe la copii, ne chemau pe sate. Când le vedeam bolile și durerile și desculți și dezbrăcați și flămânzi și supărați, mi-au rupt inima. Am zis, Alex, nu mă mai duc. Odată că trebuie să le dai o ciocolată sau... Și ei, când prind o ciocolată în mână, parcă nu mai pot să mă duc. Un frate care avea 30 de orfani, mă uitam peste ei. Supărați, n-aveau mângâiere de mamă, de tată, în sfârșit, nici nu intru în detaliu. De aceea, dacă ați făcut pentru orfani, Dumnezeu să vă răsplătească, aleluia! Crescuți și ăia în frică și temere de Domnul, luați de
creștini și crescuți, în care pun legile și poruncile Domnului. Și acum e război în Myanmar, cea mai singura țară din lume unde războiul a ținut și ține cel mai mult. Și rămân o grămadă de orfani. Budiștii fac toate investițiile, îi iau și îi cresc într-un stil barbar și îi cresc pentru iad. Pe de altă parte, creștinii îi iau și îi cresc pentru împărăția cerurilor. Mulțumește Patrick și Mădă și Salo și Viorica și Gheorghiță de țara bună și de ploaie și de mâncare și îmbrăcăminte și încălțăminte și mașină și friuai și trotuar și protecție și poliție și legi și frumos. Avem de toate, e greu în alte privințe, dar părinților fiți mulțumitori pentru ce ne-a dat Domnul, să fim în plus mulțumitori și creștini față de cei din aceste țări subdezvoltate și zic lăudat să fie Domnul. Haideți, Joshua, să cântăm împreună, facem și colecta și apoi mă voi ruga pentru nepoțica și cred că Domnul a binecuvântat-o și până acum, dar să-i dea îndoită putere din Duhul lui. Amin.
Vreau să citesc din acele rădăcini pe care le avem în Vechiul Testament și mai încolo de Cartea Numeri, deja în Genesa s-a pornit această lucrare când și bunicii își luau copilașii în brațe sau puneau mâinile peste ei și îi binecuvântau și lucrarea aceasta a parcurs aproape 7000 de ani și a ajuns până la noi. Domnul să te binecuvânteze și să te păzească, Ariela. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ariela. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ariela. Așa am pus și punem numele Domnului peste această fetiță și Domnul o va binecuvânta. Ne închinăm Domnului și eu mă rog cu voce tare. Doamne, cântarea care adineori s-a terminat de cântat a fost Te lau, Doamne, și Te lăudăm și noi toată adunarea, Doamne. Te lăudăm și noi pentru că suntem mântuiții Tăi, o Doamne. Te lăudăm pentru că Tu ești Domnul și Dumnezeul nostru. Iisuse, nu ești Buddha, nici Confucius, nici Mahomed. Ești Fiul lui Dumnezeu care ai murit, care ai înviat și trăiești în vecii vecilor, care ai binecuvântat copilașii, care ți-ai pus mâinile peste ei, i-ai luat în brațe și n-a fost zadarnic, Tu i-ai binecuvântat-o, Doamne. Tu ești în adunare și eu Te laud, Doamne, și strig de bucurie, Doamne, și mă rog din toată inima, pune mâna pe Ariela, Doamne. Te rog să lași Duhul Tău peste ea, o Doamne, și Te rog să lași protecția Ta, Doamne. Tată, venim la Tine, e copilul lui Mădă și al lui Patrick, dar e fetița Ta, Doamne, e copilul Tău, o Doamne, și Tu ai zis că sunt ai Tăi. Ea e sfântă și numele ei e scris în cartea vieții și pentru aceasta eu Te laud, Doamne. Ferește-o de pericole, Doamne. Mi-am dat seama, bunicii când sunt cu nepoții, ei nu-i pot feri de necazuri, de pericole. Nici mama când e cu copiii, Doamne, ferește-i Tu, Doamne, ferește-i de pericole, ferește-i de căderi, de apă, de foc, ferește-i de tot ceea ce diavolul ar vrea să facă, dar nu poate, pentru că noi proclamăm biruința, proclamăm protecția, Doamne. Cu virusul acesta care a înspăimântat lumea întreagă și a luat vieți omenești, peste Ariela eu pun numele Tău, o Doamne, și niciun virus și niciun microb și nicio boală incurabilă pe care diavolul ar vrea să pună peste ea, proclam numele Tău, o Doamne, și Te laud pentru protecția Ta, Doamne. Dă-i nopți liniștite, odihnitoare, un somn liniștit și poftă de mâncare. Pe Mădă umple-o ca pe Maria cu Duhul Tău, ca pe Elisaveta cu bucurie. Întărește-i mâinile, mintea, picioarele, să poată crește și ceilalți doi copilași și Patrick. Fă să fie și este cap și preot. Mă rog să-l botez cu Duhul Sfânt. Mă rog să-l umpli cu putere. Mă rog să-l faci înțelept
și mă rog să-i dai pricepere să-și conducă familia spre împărăția ta. Și părinții lui Patrick și al lui Mădă, binecuvântă-i și fă-i eficienți și folositori în creșterea copiilor. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mai întâi de toate, aș zice că binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl nostru, împreună cu Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Deși am fost prezentat aici, aș vrea să vă spun și eu, mă numesc Eugen Tudor, sunt în mijlocul dumneavoastră cu soția, suntem părinții lui Elisei și Denisa. Dacă n-am făcut-o până acum, vreau să-i spun lui Denisa că este o fată minunată pe care noi ne bucurăm să o avem ca noră. Mulțumesc părinților ei care au crescut-o așa de frumos, mulțumesc bisericii care a crescut-o frumos în biserică. Despre noi pot să vă spun că avem 4 copii, 3 fete și băiatul Elisei, avem 7 nepoței de care ne bucurăm. Împrejurările a făcut să ajungem aici, în mijlocul dumneavoastră. Nu îi avem decât pe ei aici, cu scrii, dar ne bucurăm că vă avem pe dumneavoastră, ca frați și surori în Domnul. Și sunteți mulți și ne bucurăm pentru aceasta. Noi facem parte din o biserică, venim din România, așa cum ați auzit, din Constanța, localitatea Gigea, și facem parte din Biserica Sfânta Treime. Suntem bucuroși că am ajuns aici în mijlocul dumneavoastră. Frații de acolo, când au auzit că venim la Elisei, ne-au împuternicit să vă transmitem salutul bisericii. Și salutul bisericii noastre este și se află versetul de la Eclesiastul 9:8, unde spune: hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți parte în continuare de o cercetare proaspătă din partea Domnului prin cântare, prin rugăciune și cuvânt. Amin. Așa, după cum spunea fratele Nelu, care este vărul nostru, după Simita, verișoară primară, și noi venim din Austria, din Biserica Elim, după cum am înțeles și biserica dumneavoastră, tot Biserica Elim se numește, biserică soră, mai mică ca a noastră, bineînțeles. Noi venim dintr-o biserică foarte mare, suntem peste 2000 de membri, 1800 de copii. Suntem în construcția unei noi biserici, să se împartă biserica și ne bucurăm de harul Domnului. Ne-am dorit să vizităm Australia și de data aceasta Domnul ne-a ajutat. Îi mulțumim că ți-a fost cu noi în călătorie. Ne bucurăm de timpul acesta frumos care l-aveți aici. Chiar dacă plouă, noi o să vă bucurați de ploaie, noi ne-am bucurat de soare, noi venim din iarnă. Dar cred că e cel mai bine cum face Domnul. Aducem și noi salutul bisericii noastre, care este din Iuda, versetele 20 și 21. Fratele Cuibus, cred că îl cunoașteți. O zis să vă salutăm. Și cred că vă spun ceea ce mi-a spus el să vă spun. Spune fraților că în Australia e căldură. Dar iar e mai căldură. Eu am realizat că în Australia e frumos, dar eu cred că în cer va fi mai frumos. Ceea ce ne spune Scriptura, n-am fost să vedem, dar sperăm să ajungem cu toții și să putem să fim copiii Domnului. Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Ca
stradă, să curg în mila ta în cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste noi. Lasă mila ta să cadă, să curg în mila ta în cer. E nouă zi de zi, o lasă să cadă peste pentru el să îi l-ați primit frumos în familia dumneavoastră. Soțul a uitat să spună că are aici un văr și o verișoară, pe Petrica și pe Vetuța și copiii lor, care l-au ajutat foarte mult pe Elisei și pe Denisa, și pe noi ne-au așteptat foarte mult și le mulțumesc pentru asta și îmi doresc să-i cunosc pe toți copiii, că nu știu pe toți. Și mulțumesc Domnului că am plâns foarte mult când a plecat Elisei și am zis: Doamne, unde-l duci? La capătul lumii? Și chiar la capătul lumii sunteți. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Nora care ne-a ales-o și pentru Cuscri, că au fost niște părinți adevărați pentru Elisei și l-au primit ca pe copilul lor în familia lor. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că Elisei este fericit aici cu dumneavoastră și sperăm să ajungem cu toții la ținta mult promisă. Amin. Petru ne-a lăsat în scris despre a lui Iisus venire și mi-a spus că Domnul vine fără nicio zăbovire, să veghem în orice clipă, să avem un cuget treaz, ca să nu ne prindă noaptea al sfârșitului necaz. Ziua Domnului cea mare sau potopul cel de foc va topi și cer și astrii cu pământul la un loc. Cu un bubuit de tunet, însuși Domnul Dumnezeu va topi și nori și stele, tot ținutul celui rău. Asta este răzbunarea și mânia celui sfânt, ce va declanșa deodată și în cer și pe pământ. Dumnezeul veșniciei va striga: a fost destul, de puterea lui cea mare cerul se va face sul. Uriașa catastrofă sau dezastru colosal va aprinde universul într-un cataclism total. Cu suflarea gurii sale pe cer răul va strivi și în marea cea de flăcări veșnic se va chinui. Domnul nimicește răul până jos la temelie, în viața viitoare niciun rău să nu mai fie. Asta este judecata și sfârșitul tuturor, când va fi și neagra moarte aruncată în cuptor, căci și moartea și văzduhul, locuința celor morți, au fost aruncate în flăcări, iadul întreg cu tot cu porți. Fumul se ridică veșnic din agroasnicului iaz, căci a doua moarte este chin și nesfârșit necaz. În această chinuire se vor tângui mereu toți vrășmașii mântuirii împreună cu cel rău. Deși au văzut potopul, deși Domnul le-a vorbit, prin acel dezastru mare, răii nu s-au pocăit.
mântuit. Apoi le-a stricat ținutul, focul i-a topit de vii, căci Sodoma și Gomora stau exemplu mărturii. Domnul i-a lovit cu ape, cu cutremuri, cu furtuni și cu văpăi, dar cu toate acestea, iată, oamenii sunt tot mai răi. 6.000 de ani de zile soarele a numărat, de când Dumnezeu întruna cheamă lumea din păcat. Îndelunga lui răbdare ne așteaptă să venim, pentru toată răutatea astăzi să ne pocăim. Că sfârșitul sau venirea Domnului Iisus Hristos este un secret, o taină pentru neamul păcătos. Ei vor fi surprinși, dar sfinții vor trăi momente sfinte. Despre ziua revenirii este scris de mai înainte. Printre sutele de semne care ne arată zorii, azi s-au mulțit în lume răii batjocoritorii, oamenii care râd fățarnic de cuvintele Scripturii, dar și oamenii care așteaptă transformările naturii. După ce vor arde toate, cel din tâi e non-tablou, Domnul ce zidește iarăși un pământ și un cer nou, unde va domni dreptatea, Dumnezeu neprihănirea, căci de mult e pregătită ca răsplată fericirea. Dumnezeu nu zăbovește în aceste acțiuni, dar deprinse și de oameni și de a noastre rugăciuni. Noi putem grăbi venirea judecății de apoi, alipindu-ne de Domnul, lepătându-ne de noi. Dacă și așa vor trece toate acestea, ce mai stați? Haideți să umblăm cu Domnul ca și primii noștri frați, să vestim la oameni pacea, anul îndurării sfinte, dar și ziua judecății cu pedeapsa ei fierbinte. Despre ziua cea grozavă, care mistuie și arde, ca și miriștea de paie, zecile de miliarde, furnicarul de pe Tera, îngrozit de chinul greu, vor cunoaște atunci cu toții că există Dumnezeu. Ar dori sărmana lume să dea timpul înapoi, ca să caute pocăința și să meargă sus în noi. Credincioșii cei de formă, care-s printre noi mascați, ar dori să fie atunci credincioși adevărați. Judecata va decide soarta fiecărui ins, veșnicia fericirii sau cuptorul cel aprins. Fiecare cu dosarul, inculpații acuzați, își vor auzi sentința după fapte judecați. La această judecată, care a pronunțat sentința, vor scăpa numai aceia care și-au păzit credința. Ei vor sta în partea dreaptă cu Iisus și cei salvați, iar în stânga e mulțimea păcătoșii blestemați. Dragul meu, ce asculți aceasta, cât mai porți în pieptăria, unde te-ai decis să-ți fie viitorul veșnicia? Poate niciodată gândul nu te-a dus așa departe, dar să știi că despre acestea este scris și în Sfânta Carte. Timpul nostru se măsoară după lună, după soare, cine însă e în stare veșnicia să o măsoare? 1.000 de ani de-ai noștri înaintea celui sfânt e o zi din mersul stelei care vine spre pământ. Despre care stea e vorba? Poate te întrebi uimit, despre steaua dimineții de luceafărul slăvit? Matematica divină este fără greș să știi, Domnul nostru vine, nu va zăbovi. 1.000 de ani de-ai noștri, când privești spre infinit, este ziua mântuirii care este spre sfârșit. Timpul pe cadranul veșnic, anii care au mai rămas, ne arată că venirea Domnului e la un pas. Interpreții cărții sfinte întorc filă după filă și ne spun că astăzi Domnul este încă plin de milă. Mâine tronul judecății va fi fără părtinire. Tronul alb înseamnă pace, judecată, răsplătire. Domnul ți-a bătut la ușă, cât mai ai de gând să stai? Pocăința este calea care duce sus în rai. Amin. Good morning, dear church. My name is Christian Isaac, and I'm very grateful to the Lord to be amongst you in your fellowship. I'm here with my beautiful wife, Yelena, and our two children. And we come to you from the island of Vanuatu, the country of Vanuatu, and the island of Espiritu Santo. It's a 3.5-hour flight from Brisbane Airport, and it's a totally, totally different world from this. We've been out there with our family for 2 years now. And coming to Australia is a kind of getaway, refreshment,
and also opportunity to connect with this church. I have been praying for this, and I'm really grateful for this day that you can connect today. We're out there already for 2 years, and coming back to Australia, it's it feels good. We went to the mall yesterday and just, you know, walking through the stores. it gets overwhelming, and we're just really grateful to the Lord that we can have this right now and enjoy and go back home in 1 week. So I wanted to share a little bit about our ministry before I start. We're with the ministry, it's called God Will Provide One International Ministry. So there's been some of you who went to the school already in America, and I know some people from this church, they came out there with us already. And the Lord has called us to this island the first time in 2014, but we didn't know anything about Vanuatu. And I think many of you here, you are so close, but many of you don't know anything about Vanuatu. It's a very small, small speck on the map. It's a small island nation. Our island, for example, only has 45,000 people. In Vanuatu, there is about 280,000 people living there. And in the 1800s, the first missionaries arrived to bring the gospel there. Before, there was cannibalistic tribes that were eating each other, killing each other, fighting over land, over women, and the gospel came there around 200 something years ago. A lot of missionaries lost their life. Some missionaries were eaten alive. A lot of them buried their children. John G. Patton, for example, he buried his wife and 2 children and all of his belongings in Vanuatu. And when we came there, I knew the Lord spoke to me that we will reap from the sacrifice that those missionaries sowed 200 years ago. So there's actually the most dangerous country in the world on the scale. If you look, because there's earthquakes, hurricanes, tsunamis, every natural catastrophe that exists happens there. So it's on the risk scale, it's the most dangerous country in the world. There's around 300,000 people, like I said, with over 100 different languages, over 100 different tribes. It's a very poor country. Most people are just fishermen or they have their own garden. So there's 3 islands. That are the biggest unreached groups. And the islands are Pentecost, Santo, Espiritu Santo, and Tana. So they have very holy names, but the reality is very different on the field. So in 2014, we came there. The Lord just spoke to us, go to Vanuatu. And when I came there to the first time, the Lord called me to this place and was preparing me ever since. And when 2015, we came there one time, after Cyclone Pam, I don't know if you remember, but there was a very strong storm that destroyed the country. And God spoke to us. He went to this country afterwards, and we were praying to start a ministry there. And on the way, God connected us to this widow, and he spoke to us to use your money that you have and rebuild this widow's home. So all the savings that we had, we were faithful to the Lord. We built this widow's home, and we had no money left. So when we come there, we're like, God, we have no money now, but we need a ministry base. God, what are you going to do? We were just praying and trusting God. And 2 days before we leave, we're just after a service, walking by the beach. And my pastor starts talking to this guy in the truck. And he asks, where are you guys from? What are you guys doing here? And we tell them we are missionaries. And God has called us to this place. We're looking for a piece of land. He starts laughing. He says, you came to the right vehicle. This is the president of the province. Come to my office tomorrow. So the next day we came to his office. We shared our vision, our ministry. And he says, come with me. And he brought us to this piece of property. And he said, this is yours now. It's over 80 meters by 50 meters. And he says, use it for the gospel. Use it to share the good news of Jesus Christ. We need missionaries in this country. So God provided from nothing, provided this amazing property. Right now it's very clean up and we constructed a lot. Before this was all bush with just 2 buildings. So we started 2015, 16, 17. We were building, preparing everything. And in February 2018, the first missionaries arrived. It was me, my 2 children, 9 months and just 2 years at that time, my wife, and we had some short-termers that joined us, and we were just building up the ministry. We started different ministries with, first of all, learning the language, learning the culture. We started teaching kids ministry and just serving wherever we could. But we are praying for an open door to the unreached areas because there's a lot of tribes and they're very, very small. Some of them have only 20, 30, 50, 80 people in 1 tribe. And they're very hostile against Christianity,
hostile against Westerners, and they don't want nothing to do with Jesus Christ. So we're just praying, God, open a door, open a door. And he was faithful. In late 2018, a door was opened to in the region. It's called Sele. And there's a Moras tribe, one of the smallest tribes in all of the in all of the island. And this tribe, we just found out a lot of things later, but the Baha'i religion, I don't know if you know much about it, but Baha'i is basically all ways lead to God, all religions lead to God. And the missionaries, the Baha'i missionaries, arrived there before the Christian missionaries, and they turned the people against Christ. And they are all no, they are all custom and all Baha'i. And so this is the main Baha'i spot in our Espiritu Santo. So we just started asking God, what do you want us to do here? And God led us in a way to construct a clinic, because there's a big, big need for medical attention. So there's basically just witch doctors. There's no nurses, no doctors. If somebody has any issues, they go to the witch doctor. And the witch doctor, he'll do all these rituals, and he'll put these curses on the children and on the people. And many times when the witch doctor treats a child, he'll put a cut in their body. And when you go up there to Sele, you'll see children, their whole body is full of cuts. The upper body, their lower body, everything is full of cuts. And many times those children are suffering. Sometimes they get healed from the witchcraft, but many times they're suffering even more. And only when they're just about to die, they finally bring them to a hospital in the city or somewhere else. So this is about a two-hour drive from the city where we live. So God spoke to us and provided. We started building this small building down there, you can see. It's the first dispensary. And God connected us to his nurse up there with her family. Her name is Fiona. And she moved in there in April 2019. And we started the ministry of medical help to start building bridges with the villages. But we knew there was more. So we just started praying and asking God to open a door. And he helped us to build a maternity ward, because there's a lot of children born. A lot of mothers lose their children on the way, or they lose children to early deliveries. So there's just a lot of suffering. So God helped us, and we were able in July last year to build a clinic. So interesting fact, most of it was done by Romanians. So I don't know why God has given us a special grace with the Romanian community. There's a lot of Romanians from Vienna, from America, and I believe a lot of them from Australia very soon, and they were very helpful in constructing this maternity ward. This is the most modern building in all of the bush, and the children they're helping, we raised it up. And we had our first medical outreach in the bush. So this is the maternity ward. And they already had five babies born there since the construction last year. We had our first medical outreach. We had over 200 patients were seen. And we are just using all these things to build bridges of the people. Because if I just go there as a white man, they kick me out. They don't want me to be there. They tell me they don't want me to be there. They want nothing to do with white people, nothing to do with Jesus. But they're desperately in need of medical help. So that's the only way to kind of put our foothold into this region. So we were serving in medical ways with the clinic. And we constructed this mission base. So there is a small kitchen, these three buildings, and a maternity ward down in the bottom. And we talked to the chief, and we had an agreement with him that if we build all these things, he'll allow us to build a church. So last year, we were able to open up the church. It's the building on the very top. And it's the first church in Sele in this ministry base. So if you see the road down there, that's basically where the road ends. By the clinic, it just goes down a little bit there and down up there, and the road ends. And after this, you have to walk up to 2 days. And this is the end of the road to reach the unreached tribes. And it's not an easy walk. The first hike I've done is only 8 hours, but it almost killed me. But the villagers, they're spread all over the island on very faraway places, because they used to fight so much in the past. They're just hiding themselves on mountains, hiding themselves in valleys. Very small tribes still. So it's very difficult to reach them. So God has just blessed us with this clinic right now. So they're coming from all over the jungle. They're coming down to this clinic, and they receive medical help. So this is the mission base, the church people. When the first missionaries arrive there, many times they will have to teach the woman to, you know, cover up and to dress, because the people are naked. A lot of elderly, they're still naked. They're just walking with numbas or they're walking with leaves. So you start by just sharing clothes and teaching them to wear clothes.
I heard some missionaries, they're doing Bible studies, they're, you know, having church service, and everybody in church service is naked, so it's a little bit different from here. But that is church, you know, that's where the gospel has to go. You can't put on head coverings and skirts right away, you know, we have to start with transformation of the heart. So we're building these bridges, and we're just sharing the gospel together with another ministry. It's called Santo Bush Mission, and this is the first church in Sele. So yeah, this is just the beginning. It's a lot, but it's a little, because there's still so much work. And for these past 2 years, I've been there with my family. Me and my wife have been praying and praying and praying. God, send forth workers. Send forth workers. If you go in the streets of Vanuatu, and you will see sometimes 20, 15 Mormon missionaries. You will see 6, 7, 8 Jehovah's Witness family missionaries. You will see dozens and dozens outreaches from every single false religion you can imagine. And they're out there, and they're out there with all their numbers. I honestly, breaks my heart sometimes when I go and there's one Mormon missionary after another. And all these Mormons and these witnesses and all these false religions, they're going out there. They're going to these difficult places. They stay out there. Some of them, they go and live in the villages for 2, 3 years. And then, I'm not saying this to you to offend anybody. I'm saying this to many Pentecostal churches. And then there's us, the Pentecostals. There's those who have the baptism of the Holy Spirit, the power from on high to go and preach the gospel, and we stay in very comfortable seats. I like your seats. And I can imagine it's very hard to leave those seats, to go out of places, because there is no comfortable places. It's just wooden benches. And it hurts a lot to sit there for 2 hours. It hurts a lot to go in a truck for 2 hours, just get beaten up on the road. It hurts a lot for 8 hours to walk with a heavy backpack to go to these difficult places. So I can imagine the price is high to leave the comfort, but the need is great. The need is great. Somebody has to go. Why? In Revelation, John shares this, and he says in Revelation chapter 7, verse 9 and down, "After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with loud voice, 'Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb.'" This scripture reveals to us the purpose of God, that from every tribe, from every language, from all 100 languages in Vanuatu, from all 16,000 tribes scattered over all the world, at least one has to be presented before the throne room of God. And right now, by statistics, over 40% of those tribes are still unreached. Or 40% of those tribes never have a gospel witness, never have a missionary come and share the good news with them. Somebody has to go. We cry together, "Maranatha, we want the Lord to come back." And there's many prayers, and we talk about heaven, we talk about eternity, we talk about Jesus coming back. But the scripture makes us clear that Jesus comes back to the fullest number of the Gentiles, to pick up his bride from every tribe, his bride from every language, from every nation, from every country. He's waiting for the fullness of people to come in. But how shall they hear if they don't hear? How shall they hear if nobody's preaching? And how shall somebody preach if he is not sent? So church, I'm just wanting to be here as an encouragement, to encourage and admonish you to send out workers. The pastor shared already this morning the need they've seen in Myanmar to all these orphans. And I know from other people, there's great need in that country. There's a great need in every country, actually. If you ever you go in Africa and Asia, so many countries, such a great need. There's places that want the gospel. Vanuatu, unfortunately, they don't want it. But they still need to hear it. But somebody has to go. Somebody has to go and pay a price. Somebody has to go. And one thing that's on my heart this morning, I know I'm coming off a little bit strict, but I think I have the authority to do so. I find that one of the biggest opponents of the mission work nowadays are the Christian parents. And I don't say this lightly, but I've been a missionary now for 7 years. And I'm part of the missionary team now for 7 years. And in my team, there's over 50 people almost coming through. And I've seen one after another. I can write you a whole list of people that I know, that I met,
who have a calling from God, whom the Lord has called to go in the field, and the parents are blocking them. There are people who God has, you know, called to raise up their children. They're the ones who are saying, God, no, 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 no. And the reasoning is very simple. It's dangerous out there. It's lonely out there. What are you going to do? Even my parents, they're telling me, Chris, before you go, you and Lena have to sign a document that if you both die, your children, they go to us. What are you going to do? There is no healthcare. There is no clinics. There is no school. You have to homeschool. It's dangerous. The reason those unreached tribes are still unreached is because it's difficult to reach them. But if you want the Lord to come back, if you want Jesus to come and return, to raise and to pick up his bride, then some people have to go and pay that price and go and be a witness in these countries. And yes, it's true. Some people, they might be too late already. They might be, they're 65, they're 80, or they're too old now. They have too many things holding them down now. But the youth doesn't. The young people are able. And many of them, are, I found, are eager and more than willing. And they can't cross that barrier. And when I talk to the parents, it all makes sense. I totally agree. Yes, it's dangerous. Yes, there might things that might be happening. Yes, there's no guarantee that they will be always protected and never things go wrong. That's not the truth. They might be persecuted. They might be spit at. They might get sick. They might have malaria and dengue and all these other things. Yes. But somebody has to go. Psalms, we all love this verse. I've heard it so many times. 127. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Amen? Are children a heritage from the Lord? Inheritance from the Lord? Yes. Are they a blessing? Yes. But what for? We find the next verse. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. I don't know if you've seen any fighting scenes or if you ever had a fight, but I've never seen anybody fighting with an arrow. They fight with swords. But what they do use the arrows for is to shoot them away. An arrow is not a sword. It's not something that you can handle in a close combat. An arrow is something that you sent away from you. Children, according to scripture, it's not even my words, you can read this yourself, are arrows in the hand of their parents to shoot away against the enemy. To shoot them away in the places where there is no witness. In the places where the gospel has not been proclaimed yet. They're arrows. And I find so many Christian parents, they're happy to have Christian children. They want Christian children. But for them, many times Christianity means going to church, raising a family, staying in church, and staying as close by as possible, waiting on the return of the Lord, and going to heaven together. But we find no such thing in the Bible. You find that we're called as children of God, as disciples who are sent out into the places, sent out of Jerusalem, Samaria, Judea, and beyond into the world. So again, church, I know I might sound very strict and very, but honestly, when you're out there in this field, when you see all that suffering, and then you see all those people who don't have the Holy Spirit, you see all those parents who don't know God, they send their children out there. You see 20, 30 missionaries, Mormons and witnesses and all other religions. You see Baptists. Most of the missionaries are Baptists. And then I go from one Pentecostal church in America and Europe and Australia from another. And most of the time, there's barely any missionaries leaving that church. And for me, that's, I don't know, I might be the only one, but that's the most bizarre thing ever. Because if you say we're the Pentecostal church, we have the power from on high to go out and be a witness, then we should be the forerunners. Amen? Then we should be the ones going out there. Then we should be the ones who have the signs and the power of God following them. But I don't know why. And I'm hoping to be proved wrong. I find many times in the Pentecostal circles, they're the ones like the chicken holding everybody as tight as possible together. And I understand. I have two daughters. I understand. I know they're young and I know I'm not there yet, but I understand. I love my daughters. I want to spend time with them. But I know that they're not my daughters. They're not mine. They're a gift from God. They're God's. And when I dedicated my children to the Lord, I dedicated them to the Lord.
They're not mine. I have responsibility and authority to raise them, to teach them, to disciple them. But then they're not mine. They're the Lord's. And I will release them, and I have to release them. So my goal as a parent is to raise the most amazing wives, missionaries, whatever the Lord calls them to be. I'm raising them to send them out. Many, many countries. And I know I'm not doing this justice, but brothers and sisters, the need is overwhelming. We need missionaries in every nation, in every tribe, in every language group. Somebody has to go. Somebody has to stay out there. Somebody has to live with those people, get to know their language, get to know their culture, their custom, and share the gospel with them. Make Jesus known to them. Be that Bible. Be that open book that they can read, where they can see Christ manifest. Somebody has to do it. And I just fail to believe that in most churches that 0.001% are called. I don't know. It doesn't cross my mind. I don't believe it. I know that not everybody is called to be missionary. I'm not saying you guys all should go send your children out to Vanuatu and all these countries. No. That's not what I'm saying. Missionary is a calling from God. I'm not saying everybody is a missionary. But I am saying everybody is a witness. I am saying that our children they're not ours. They're the Lord's. I am saying that we are not ours. We're the Lord's. I believe Abraham, but God called him and says, Abraham, go to Moriah and sacrifice your son on that mountain. I believe the only reason Abraham was able to do that is because he went up himself first. He sacrificed himself first when he left Ur. And when God told him to sacrifice his child, he obeyed because he was at sacrifice before. My point is that if we are not sacrificing, if we are not being sacrifices, we cannot tell our children, go and be the sacrifice now. Actually, we won't even tell them. We'll protect them. We'll hold them close by in the comfort of the home, in the comfort of the Christian church. I know I don't like to be that kind of voice, but I'm sharing this of brokenness and of a passion. I'm sharing this because of Maranatha, because I want the Lord to come back. And guess what? I can't do it. I can't do it by myself. My wife can't do it by herself. And right now there's maybe 15, 20,000 missionaries. They can't do it by themselves. Somebody, there needs to be more backup. There needs to be more people. There needs to be more. And there can be much more. When I look at your church, I see potential. When I look at the youth, I see potential. When I look at the elderly, I see potential. I see warriors. I see fighters. I see children of God who are called for more. The question really is, do we really want more or not? And that's where it becomes very tricky, because we find out that many people, they don't really want more. Most are satisfied with the Christian life. But yet we still pray, Maranatha, Jesus come, Jesus come, Jesus come. Jesus will come when every ear has heard. I know I sound strict, but I love you. I say this of love. I believe God has a calling on so many people in this place. When I was raising up as a child, I never even dared to think that I could serve the Lord. When I was raised as a child, nobody ever told me, Chris, God has a purpose for you. Christian, there's more for your life. It's not just about going to church. It's not just about following rules and believing in Jesus. There's more for you. God wants to walk with you. God wants to lead you. God has a plan for your life, Chris. Nobody ever told me. All I heard was go to church, go to church, go to church, go to church. Why don't you go to church? When somebody is saved, oh, that person finally goes to church. All about going to church. And going to church is necessary. The Bible makes it very clear. But Christianity is not going to church. Amen? Christianity is a relationship and walk with God, led by the Holy Spirit, serving the Lord, serving one another. So church, parents, I want to encourage you today. Your children are arrows in the hands of a warrior. Be ready to send them off. Train them to send them off. Make them sharp. Make them sharp so they can send them even further. Work on your arrow. Be a better warrior so you can send your children even further. I want my children to go to the darkest, most difficult places there are.
I want them to go places because there's a need, because I want Jesus to come back. And I want those people to hear about Jesus. Are you with me? I know this is strict. I know this is a lot in a very short time. I'm just saying this because honestly, it hurts me. I see potential and I want it to be used. And I believe, I'm not saying here right now, oh, I'm a voice and I'm telling you what to do. No, not like that. I'm speaking because I've seen, I've been to many mission fields and I've seen the need. There's a hunger, there's a thirst, and people need to go. So church, God bless you. Thank you for allowing me to share a little bit of our ministry. If you want more information, there's a contact, the website, or on Facebook, my number, email. Thank you for this opportunity. May God bless you and guide you. And may this church multiply in many places in Australia and beyond. In Jesus' name, amen. De multe ori, după fiecare predică, ne întrebăm dacă a fost biblică. Și cercetăm și predica asta și ne întrebăm dacă a fost biblică. Și cred că cu toții putem spune că, de fapt, acesta este cuvântul Domnului, mesajul Domnului, chemarea Domnului, iar pentru unii chiar trimiterea Domnului mai departe de Samaria până la marginile pământului. Domnul să binecuvânteze pe Cristian și familia lui și să-i folosească în lucrarea la care Domnul i-a chemat și să-i umple cu putere. Acum ne apropiem de încheiere și în această rugăciune ne rugăm și pentru tineri. I-am tot auzit chiar și ieri, să vedem, mergem în România, mergem acolo, mergem dincolo, ne rugăm ca Domnul să le dea viziune, călăuzire, au râvnă, dragoste, dar Domnul să direcționeze pe fiecare acolo unde îl dorește și unde vrea. Și rugăciunile noastre să contribuie la alegerea pe care ei o fac, să fie o alegere după voia Domnului, nu numai o dorință, nu numai mânați de o predică sau așa, ci dimpotrivă să fie o chemare specială. În al doilea rând, ne rugăm și pentru creștinii dintr-o localitate anume din China. Ei trec prin mari încercări, sunt frații noștri și ne rugăm. Eu mi-am pus, când am citit biletul, prima întrebare într-o secundă, da, e rugăciune biblică, dar e generală. Da, așa cum este de generală, Duhul cunoaște. Amin? Să ne rugăm prin Duhul. Duhul cunoaște toate problemele. Și poate Duhul să te călăuzească și Duhul să mijlocească în mod special pentru persoane anume și pentru cauze pe care mintea noastră nu le înțelege, nu le cunoaștem teoretic. De aceea Pavel zice, rugați-vă și cu mintea, dar rugați-vă și cu Duhul. De aceea ne rugăm și pentru frații noștri din China care trec prin anumite încercări. Acum vă invit să ne ridicăm și să ne rugăm pentru tineri și viziunea, dorințele pe care le au ei, să fie de la Domnul, să fie călăuzire pentru familia fratelui Cristian și pregătire pentru botez și umplerea cu Duhul Sfânt, stăruințe în zilele în care urmează, începând chiar din seara aceasta. Amin. Ne rugăm Domnului și încheiem.